Credeți că Dumnezeu n-are cine să-L laudă pe Dumnezeu? Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că pietrele laudă pe Dumnezeu, dacă eu nu-L slujesc, dacă tu ca slujitor, dacă tu ca un om care încheia legământul cu Dumnezeu nu vrei să-L lauzi, crezi că n-are cine să-L laudă pe Domnul? Zice că din foc Dumnezeu își face îngere ca să laudă numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Frați și surori, cât putem, de fiecare dată, dacă ești treci prin încercare, dacă ești prin bucurie, mulțumește-i lui Dumnezeu. Amin. Pentru că acum mi-aduc aminte de Shadrach, Meșach și Abednego, când erau înaintea împăratului Nebucățetar și a zis că le mai dă o șansă să se închină înaintea chipului de aur. Știți ce a zis? Noi nu ne închinăm. Să nu mai pună să cântă laudele, că noi nu ne închinăm. Noi ne închinăm. Pentru că noi știm că Dumnezeu nostru are putere să ne scoate de mâinile tale. Și chiar dacă nu ne va scoate, noi rămânem tot credincioși. Mărească-se numele Lui Dumnezeu. Dacă ai trecut printr-o încercare, să știi că Dumnezeu nu te lasă. El este cu tine. Chiar sora, dacă a stat 10 zile, Domnul Iisus Hristos era cu ea. Pentru că noi știm că avem un Dumnezeu care cum ne vrea? Ne vrea aur curat. Și cuvântul care s-a citit, Apostolul Pavel spune corintenilor, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept. Aș vrea să vă întreb și să lucrăm împreună. Apostolul Pavel, de cine a fost făcut apostol? De oameni sau de Dumnezeu? De Dumnezeu. A fost ales de Dumnezeu. Amin. Pentru că Apostolul Pavel, când era, zice că în biserica din Etiopia se rugau, posteau și vine Duhul Sfânt și spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul, pentru că sunt niște vase de cinste. Pe drumul Damascului, când s-a dus, am vorbit și săptămâna trecută de Pavel, Anania, du-te! Pentru că este un vas de cinste care l-am pus deoparte. S-a proslăvit numele Dumnezeu prin Pavel, mărească-se numele Lui Dumnezeu. Și spune că a fost pusă temelia și altul nu clădește deasupra, dar fiecare să-și ia bine seama cum clădește deasupra. Fiecare noi trebuie să luăm seama cum trăim. Vedeți, sunt bine așa să vorbesc, pentru că spunem că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Aleluia. Duminica a vorbit Dumnezeu de un teren. Așa a vorbit Dumnezeu, nu? Aleluia. Că cineva, că este pahar, candelele sunt la jumate, mai puțin, dar așa sunt pe fund. Cum zidim? Pentru că temeria noi nu putem să mai punem. Știți de ce? Pentru că temeria este pusă. Și cine a pus-o? Cine este temeria? Că am vorbit și duminica. Este Domnul Iisus Hristos. Mărească-se numele Lui Dumnezeu. Aleluia. Și auziți ce spune cuvântul Lui Dumnezeu în Isaia. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată. O piatră de preț. Piatra din capul unghiului clădirii, temelie puternică, că cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă, mărească-se numele Lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Pe cine am luat noi ca sprijin? Citea fratele un salm minunat care s-a vorbit și duminică și spune, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Atenție! Cel ce stă, te întreb și mă întreb. Eu unde stau? Tu unde stai? Ți-ai pus întrebarea? Cel ce stă sub prăpătria celui preanalt și se odinește la umbra celui autoputernic. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos.
mărească-se numele lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune așa, în Evanghelia după Matei, la capitolul 11, cu versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Aleluia! Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Mărească-se numele lui Dumnezeu. La cine strigăm?